sunt poveștile tale. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. Iată-l pe Bancu. Centrare blocată. Craiova are un flanc stâng puternic. Cu Bancu și Andrei Ivan. Iată-l acum pe Bayram. Bayram, gol! Bayram trimite lângă stâlp și Craiova deschide scorul încă din minutul 8. Bayram punctând din nou, spuneam, a făcut-o și sezonul trecut, acel 2-1 pentru Craiova. Atunci a reușit dubla, dat ambele goluri, cum deschide scorul, cu o execuție frumoasă. Calm, lucid, tehnic, plasează culatul lângă bară, imposibil de ajuns această minge. Câtă nevoie avea de acest gol, nu mai înscrisese din noiembrie 2022. M-am spus, a fost accidentat, oamenii de atac au nevoie de goluri, au nevoie de reușite. Nu știu, poate și Iacob. Cred că e barat, bun șut, trece departe. Fost, da, 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 e bun, e cu exteriorul, cu efect, da, perfect. Superbă execuție. Problema e un pic aici la Stolnic, adică ar fi trebuit să... Mă gândesc să încerce să împiedice această execuție. Aici un balon cu de Benga, Abed, joacă direct la Cooper, un braț ridicat al lui Raul Silva, care a căzut că a fost offside. Nu este pătrundere și este o ratare uriașă a lui Rareș Pop. Dar nu e Rareș Pop, ba da, el e? El e, da. Ratare uriașă. Acolo trebuie să dai gol, Rareș. Dar cu strângul. Combinație foarte bună. Am avut impresia că pasa lui Cooper a fost ușor deviată și așa l-a pus în cursă și l-a angajat ideal pe Rareș Pop. Nu îmi dau seama cum de n-a prins spațiul porții. E nedreptaci, probabil că da. Ești dreptaci, driblezi cu stângul și se opui pe dreptul. O, iată aici o minge pentru Markovic. S-a mișcat greu, a tras ceva în jos și n-a prins mingea în poziția ideală. Oricum, două mari ocazii pentru Arădeni, ambele ratate de Rareș Pop. Da, să știi că mingea vine din deviere. Cred că Screciu este cel care a trimis-o, de fapt. Mă, ce departe a dat. Olo, olo. Cred că a lovit-o cu... Vai de cap. Glezna. Stau de vorbă. Ișman, până la urmă. Bine bătut! Gol marcat de Da Silva, cu capul. Foarte bună centrarea lui Ișman. Da Silva se duce la... fostul jucător de la FC Argeș, da? Primul gol în Superliga, în campionatul nostru, marcat de Raul Silva. Povestul care ani de zile a jucat pentru Braga. Cu 38. Ai văzut că nu e nevoie să atași foarte mult ca să faci 2-0. Merge și așa. Hop! Nu e offside? S-ar putea, să vedem... E așa mi s-a părut. E acolo un foarte scurt moment de forfecare, de... Uite aici, da? Eu zic că e offside. Nu știu că e momentul când pleacă... Pentru că, ciudat, Raul Silva n-atacă mingea, o așteaptă, pur și simplu. Nu-mi dau seama exact care este momentul când pleacă centrarea din piciorul lui Ișvan. Să vedem, toată să nu fie 2-0. Lucian Rusandu este în cabina VAR, s-ar putea să... nu fie validat. S-ar putea. Ia să vedem, fii atent că e fază complicată. Stăm ceva, ascultă-mă ce zic. Lucian Rusandu, cabina VAR, ajutat de Bogdan Gheorghe. E o decizie factuală, o decizie care aparține în totalitate. Eu zic că e offside. Dar nu știu de picioarele, știi cum e aici. Eu zic că e offside. Se uite la ceas pentru că va avea de cronometrat și va avea de prelungit această repriză cu momentele de întrerupere. Yes. Și s-a spus, mai ține un pic de vorbă că nu e gata. <gătă-i>
Calibrarea camerelor în acest stadion se poate face corect, pentru că este un stadion mare cu... Da, trage linia offside-ului. Momentul delicat pentru oamenii din cabina VAR. Rednic a văzut cel mai bine acolo din centru. Dar el este un contestatar al acestui sistem VAR. L-am văzut, a spus că tot cu VAR a decis împotriva lui, că mă rog. Păi da, e ca meciurile de vineri. Da. Nu, dar acolo a arătat, a tras linia și a zis, offside clar. Bun, era minutul 38, au trecut deja 2 minute. Mergem. Pierdem metrou, Bogdan. Noi nu, că suntem pe jos. Încă o dată, trebuie găsit o soluție de, nu știu, semi-automatizare a acestui procedeu. Nu știu, durează prea bani, mult. Costă bani. Da, am spus, e greu de tras linia, acolo sunt mulți jucători. Tu vezi exact momentul în care pleacă mingea din piciorul lui Ișvan. 3 minute. Ionut Stancu, fost jucător al Craiovei, cu tableta în mână. Probabil că a făcut și el un stop cadru. Contează însă ce linie se trage din cabina VAR. Multe faze. De regulă la VAR nu prea se mai discută. Nu și la noi se discută serios. Pentru că au fost multe faze în care ce vedea televizor părea să fie altfel. Sigur că nu e unghiul, nu e... Raul Silva așteaptă cu emoție să vadă dacă se validează primul gol în fotbal românesc. Cred că discută despre altceva bănuiesc, cred că dau cu aia despre offside. Da, discută despre ce au de făcut în continuare, ce n-a mers, ce a mers bine. 4 minute deja. Raul Silva are un episod interesant în cariera sa. El a venit în 2022, în ianuarie, a venit de la Braga. Bine, Braga l-a împrumutat la un moment dat la Estoril. Raul Silva a debutat la Estoril într-o partidă contra lui Sporting și a fost eliminat după numai 4 minute. Cariera sa la Estoril. Acele petarde pleacă din sectorul arădenilor. Spaniilor arădeni. Uta se bucură de susținere oriunde ar juca. Se duce și încălzirea, înțepenește jucătorii. Vreau să fie la iarnă, asta vreau să spun. Acum de bine de rău, da. E cald. Vreau să fie la iarnă. Țin minte că a fost urmărit la voluntar, parcă se rugau jucătorii, dă o decizie oricare, dar hai să-i dăm drumul. Acum, în primăvara trecută. Laurențiu Reghecamp în duel cu Gheorghe Zaicov, noul stopper, mă rog, nu chiar așa de nou, a venit în ianuarie anul ăsta de la Poltava, 5 minute în campionatul Ucrainei. Lăsând deoparte dacă este sau nu, stai, vom vedea, faza a fost bine gândită, bine jucată și încă o dată trebuie odată centrarea lui Ișvan. Așa trebuie să centrezi în fotbalul modern dacă vrei să ai șanse să dai gol, nu centrări ploate, nu... Și Ișvan, un jucător care deocamdată, nu știu dacă i-a mulțumit pe toți, în orice caz nu pe Sorin Cârțu. Sorin Cârțu a avut... niște aprecieri extrem de severe. Ia offside. Offside. Rămâne 1-0. Câmpanul este acolo, gata să întârzie reluarea jocului. Aici faultul lui Crețu, din nou Crețu contra lui Freitas, atenție! Și este gol! E offside. Da. Dar stai să vedem. Fanionul ridicat al lui Ghiculeac. Cooper
nu se poate bucura deocamdată. Căpățână pregătit să intre. Ghinguleac e un asistent bun, unul dintre asistenții care au arbitrat în cupele europene. Ia să vedem. Da, este, e mare, e mare. Este offside. Din păcate noi am văzut doar de aici încolo, n-am avut parte de momentul pas. Rămâne la minge și pasează aproape bine. E, acum Muta este descoperită. Fundașul dreapta este mult în față, primește Crețu, șutează Crețu, 2-0. O ieșire în ofensivă nereușită a Utei, penalizată instant de această contradecisivă a Craiova. Asta este zona în care Crețu este deosebit de eficient. Este al doilea gol al său în acest sezon, a înscris și în Gruia. Campionatul trecut a marcat de 7 ori. Foarte bun jucător. Azi ce înseamnă să pierzi un om, fundașul dreapta. A încercat apoi, iată, Marcu să acopere acolo. Mingea cred că trece printre picioarele lui Benga, numai că nu știu dacă Benga poate fi considerat unul dintre vinovați. Nu prea vreau să fac. Acolo a riscat Stolnic. A vrut să-l angajeze pe Rodriguez, pasa a fost interceptată, numai că în zona centrală, pe cadrul larg, poate că o să vedem la emisiuni faza asta, pe cadrul larg este un jucător care, un mijlocaș, care nu se întoarce cu faza, rămâne pieton, este unul dintre Marcu de Freitas, sau poate Dumitrașcu. Marco era acolo în față. În orice caz, Crețu vine fără... Să știi că e de Freitas, pentru că Crețu și de Freitas s-au ciocnit de multe ori și probabil că își fac marcajul unul altuia. Bună combinație! Ștal, centrare pe jos, minge care trece printre picioarele lui Zaikov. Ajunge pe flancul opus. Craiova a înghesuit acolo în propriul careu și este corner. De aproape de gol a fost Leisman acolo. Apărare în zona oltenilor, care execută este Holst, nou intratul mijlocaș danez, care vola multă vreme în Suedia. Mare, din nou mare fază. Karp este cel care era alături, internaționalul moldovean, care a mai jucat în România la CFR Cluj, la FCSB, la Vitorul și chiar și la Dinamo. Una echivalentă cu o victorie pe terenul fostei campioane CFR Cluj, un balon care aterizează acolo și nu știu dacă nu-i offside. Dacă n-a fost offside, este offside la Ivan, s-a ridicat Fagin. O fază ușor complicată, aș zice. Așteptăm, a zis centralul. Nu-i offside. Nu-i offside. Îl scotea cine ăsta? Abed. E gol valabil. E semnalizare greșită, fii atent să vezi. E complicată faza. E semnalizare greșită, e gol valabil, e 3-0. Am pierdut metrou, dar nu-i nimic, e tramvaile. Da. Asta este, măi. Stăm vreo 5 minute. Screci odat golul? Nu, aici nu este 5 minute, mi s-a părut destul de clar. Doar să nu fie. Deci uite, aici nu este. Uite aici în momentul când trage. Da. Deci e clar că Abed scoate din offside, e limpede. Aici să nu fie, e gol valabil. Da, e gol valabil, 3-0.
Crăciun scrie. E primul gol al lui Screciu, prieteni, în campionat. Și are 23 de ani, este un moment memorabil, toți vin să-l îmbrățișeze. Screciu nu a mai înscris niciodată în campionat, a dat un gol, drept, chiar două goluri în Cupa României, dar în campionat nu reușise până acum să marcheze. Așa, dar primul gol în carieră, în finala Cupei României, finală în 2021, în acel 3-2 cu Astra, pentru Craiova. Cam aspru scorul. Da,